Ce faci aici? Stătea tăcut cu cap plecat, în peșterea rece, pustie, de multe gânduri frământat și obosit și nemâncat, un om, Ilie. Și e hăgar, căci viața lui amenințată e de spadă, îi se părea că nimănui nu-i pasă acum de viața lui. Ce să mai creadă? Cerul părea că-i numai nori, nici o lumină nu zărește. Fără speranță, fără dor, un singur lucru aș vrea, să mor, gândește. Din cer, doi ochi îl urmăresc în drum spre peștera pustie. Când gânduri negre îl copleșesc, aude clar un glas ceresc. Ce faci aici, Ilie? Și el răspunde încurcat, O, Doamne, plin de râvnă am fost și credincios și-am ascultat și m-ai găsit când m-ai chemat la post. Întoarce-te înapoi grăbit să lungi pe el cumpărat că acest tahar de nejuit va fi de mine pedepsit că-i lepădat. Te privesc cu cap plecat, pe tine în peștera pustie. Un glas te întreabă răspicat, ce faci aici, Ilie? Vei spune și tu, Doamne, am fost și plin de râvnă, credincios, dar nu știu de mai am vreun rost, atâtea rugăciuni și post și sunt fricos. Căci ochii mei când v-au plâns pentru Israel cel căzut, acum cu ei închiși, ascuns, îmi cer din peșteră răspuns, sunt abătut. Doi ochi te urmăresc pe drum, ca să te vadă iar la post. Poți spune tatălui acum, ce simți, ce faci, ce ești, acum și nu ce ai fost. Căci n-are rost ce ai fost cândva, nici ce ai făcut, nici cât ai plâns, căci Dumnezeu e un foc și vrea să arzi și tu pe calea sa, să nu fii stins. Ce faci aici? Ce simți? Ce crezi? Să te întreb, mai are rost? Ești viu? Ești mort? Sau cum te crezi? Mai lupți să birui sau cedezi? Ești tu la post?